Era puțin trecut de ora 20 când hoții și-au făcut apariția pe strada Albatros din Vodari. Au trecut cu mașina prin fața locuinței și când au considerat că nu-i vede nimeni, au acționat. Înarmați cu o foarfecă de tăiat fierul, au spart lacătul. Pentru că au auzit zgomote, au plecat și s-au întors pe jos. Au intrat în casă, de unde au luat 20.000 de euro, 4.000 de lei, un ceas și mai multe bijuterii din aur. Deci a intrat pe aici, a rupt balustrada asta. I-au intrat pe aici, știți? No. S-a dus sus pe aici, că aici se poate pe aici. Dar aici era ceva bagaj, că nu se umbla pe aici. I-au rupt asta, că le-am legat eu acum aici. Dar și-a intrat pe aici. Omul este convins că hoții au acționat la pont. Cu puțin timp înainte de spargere, bărbatul vânduse un teren, apoi a fost plecat cu banii la Iași timp de 2 săptămâni. A revenit pentru o zi, a lăsat o parte din bani și a plecat apoi la Arad cu fiul său să îi cumpere o mașină. A fost suficient pentru ca hoții să dea lovitura. A dat asta la o parte, că banii încă era. Dar toate astea la o parte. Asta cu pernele alte rupte, din dincolo în garaj. Și toate pernele rupte aici la colț, le-a deșertat cu fulgi, că am poze. Și asta a fost aici ultima. Parcă știau ce caută. Domnule, drept și aici, vă dați seama aici. Soția a plecat cu mătra mea și a venit la ora 10. Ei băieță la 9 fără 5 a intrat în casă și la 9 și 5 a ieșit. 7-8 minute a stat în casă, atât. A spart, a găsit banii și a plecat. Când a venit de acolo, a găsit că s-a spart. Când a ajuns femeia acasă, a găsit hainele împrăștiate peste tot și nici urmă de bani sau de bijuterii. Am pus poșeta și am văzut ușa deschisă. Și o față de pernă nu, albastră acolo, zic. Dar eu când am plecat dimineața, zic, era deschis, eu am închis ușa, zic, nu se poate miti, că n-a venit, nu m-a sunat, nu. Zic, mi-a spart casa. Oamenii legii au luat amprente atât din interior cât și din exteriorul casei. Ba chiar au ridicat și imaginile de pe camerele de supraveghere care arată foarte clar cum a decurs jaful. Chiar și așa hoții sunt de negăsit. În urma sesizării, polițiștii au întocmit un dosar penal și efectuează toată gama de activități specifice în vederea identificării și tragerii la răspundere penală a autorilor. Totodată, până în acest moment, a fost deja stabilit un cerc de suspecții. Omul și-a luat deja gândul de la bani, însă mai speră că își va putea recupera bijuteriile care au o valoare sentimentală pentru familie, ba chiar este dispus să ofere recompensă în schimbul lor.